Iubiților, mă bucur din toată inima să fiu în această zi împărtășia minunatei Biserici First Romanian Pentecostal din zona Seattle, o biserică specială din multe motive, nu numai datorită implicării ei în lucrarea de misiune, și apreciez din toată inima dăruirea fratelui Vasile, pastorul dumneavoastră, în misiune, în evangelizare, în lucrarea de chemarea sufletelor la pocăință, nu numai datorită implicării dumneavoastră în slujirea comunității române pentecostale din Statele Unite și Canada, atât prin slujba fratelui Vasile, care deja după 22 de ani încă a rămas în această slujbă. Vreau să vă spun că cel mai de neînlocuit om din conducerea Uniunii e fratele Vasile Antemie. Apoi, nu numai datorită faptului că ați organizat convenții, lucrul care este cel mai aproape de sufletul meu în ce privește First Romanian Pentecostal Church este lupta dumneavoastră pentru a păstra credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Alături de multe alte biserici, acum când mulți oameni caută artificii, caută spectacol, dumneavoastră vă luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și pentru aceasta, fraților slujitori ai acestei biserici, conducerii acestei biserici, vă mulțumim din toată inima și dorim ca Domnul să vă păstreze, să vă țină, să vă binecuvânteze. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Elim din Chicago, harul și pacea Domnului. Așa cum menționa fratele Vasile, în primă fază am intenționat să vin numai la serviciul de seara, din profundul respect, apreciere și admirație pentru slujirea fratelui Mihai, unul dintre marii iedutuni ai, nu știți cine e iedutun, vă spun de seară poate, unul dintre marii iedutuni ai comunității române pentecostale din Statele Unite și Canada, și cunoscut și în România, o lucrare frumoasă, testată, binecuvântată de-a lungul anilor, și am apreciat foarte mult invitația de a participa la acest eveniment special în viața bisericii și a comunității noastre. Pentru că duminica trecută am avut un fundraising, noi avem datorii, am construit o biserică mare și scumpă și avem datorii. Și am avut un fundraising și n-am știut exact cum o să se strângă și ce. Și în timp am plănuit să rămân duminica următoare dimineață, să lansez chemarea, măcar până la sfârșitul anului, să strângem suma pe care ne-am propus-o. Însă, prin dragostea fraților, duminica trecută s-a strâns cât am dorit și în plus față de cât am dorit, și am considerat că decât să mă obosesc și să mă stresez, să călătoresc între serviciile divine și pe urmă să ajung gogonea și murătură la biserică seara, mai bine vin de sâmbătă, vin din Atlanta, vă aduc salutări de la comunitatea regională a Uniunii din Sud-Est. Este primul pas în regionalizarea Uniunii. Uniunea a crescut foarte mult în ultimii ani, noi am avut o perioadă de început, de înființare, sub conducerea primului președinte, președintele fondator. L-am condus pe ultimul drum, a plecat la Domnul în zilele trecute, fratele Augustin Costea. Gândul acesta al întemerii unei organizații care să ne reprezinte pe noi românii a fost articulat ani de zile, prin anii 70-80, dar omul acesta a înfipt steagul, a luat inițiativa și a înființat Uniunea împreună cu 14 slujitori, 7 biserici în anul 1988-89. A
Apoi, în anul 2000, conducerea Uniunii a fost preluată de o echipă nouă, tânără, în frunte cu fratele păstor Cornel Avram, actualul președinte emerit al Uniunii, și a urmat o perioadă de explozie în creșterea Uniunii, s-a ajuns până la 50 de biserici împrăștiate pe întinsul întregii Americi. Slujirea fratelui Cornel și a fraților din diferitele comunități a fost extraordinară, merită aprecierea, admirația noastră. Însă pentru că ne-am împrăștiat și ne-am înmulțit, a început să fie extraordinar de greu de gestionat activitatea Bisericilor Uniunii și cerințele comunităților care au fost din ce în ce mai mari, așa că în înțelegere cu frații din conducerea Uniunii am început regionalizarea, compartimentarea Uniunii pe 8 regiuni și primul început a fost în Atlanta la Biserica Elim, păstorită de fratele Cornel Iolan, unde în zilele trecute ne-am întâlnit cu peste 60 de frați, slujitori, lucrători ordinați din conducerile bisericilor din regiunea Sud-Est și am făcut primii pași pentru organizarea regională să putem deservi mai bine bisericile Uniunii. Sperăm că de curând să venim din nou la Seattle, să ne adunăm împreună cu frații din regiunea Nord-Vest. Avem și aici un număr frumos de biserici cu care dorim să ne întâlnim, să rânduim lucrurile în așa fel încât părtășia noastră să fie mai strânsă, să putem să ne ajutăm unii pe alții într-un mod mai consecvent. Pentru că am spus lucrul acesta, mă rog din toată inima ca Domnul să binecuvinteze Uniunea Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Și mulțumim încă o dată bisericii dumneavoastră care a permis fratelui Vasile să slujească așa de mulți ani cu excelență într-una dintre cele mai dificile slujiri și activități. Dacă nu ne credeți, întrebați-l pe casierul bisericii. Nu e o slujbă ușoară, este o slujbă grea, o mare responsabilitate și fratele Vasile a continuat să facă slujba aceasta frumoasă și continuă să o facă în cadrul Uniunii. Acum, preiubiților, aș dori să ne oprim puțin la un pasaj din Sfânta Scriptură, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Din respect pentru cuvântul Domnului, vă invit să ne ridicăm pentru doar scurt timp. Aș vrea să citesc de la versetul 22 la 34, Fapte, capitolul 17, de la versetul 22. Este cuvântarea apostolului Pavel în Areopag, în Atena. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem din neam, din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască,
pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Domnul să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scump frați și surori, așa după cum probabil știți din contextul biblic al capitolului 17 din Fapte, apostolul Pavel a ajuns în Atena, însă pentru ca să-și înceapă slujirea, aștepta pe ucenici, pe Sila și Timotei, cărora le-a poruncit să vină să-l însoțească în slujire, pentru că a observat că este un câmp de lucru extrem de larg. Și când îi aștepta, s-a plimbat prin Atena. Bine, s-a plimbat este un fel de a spune, pentru că Pavel mergea în sinagogă să învețe pe iudei și să stea de vorbă cu oamenii temători de Dumnezeu, dar mergea și în piață unde făcea lucrarea de evangelizare. Și pentru că unii filozofi proeminenți din zona respectivă au stat de vorbă cu Pavel și Pavel le-a vorbit despre Evanghelie, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii aceștia l-au luat și l-au dus în Areopag. În Areopag, toți filozofii se adunau să discute, era un centru cultural și filozofic și religios, discutau lucruri noi. Spune că nu făceau altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Lucruri interesante, fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Și apoi lucruri importante, această învățătură. Totdeauna avem nevoie să învățăm câte ceva despre lucrurile importante ale vieții. Oamenii aceștia concentrau în Areopag, pe această platformă filozofică, lucruri noi, lucruri interesante și lucruri importante. Trebuie să recunoaștem că este o categorie a creștinismului actual care încearcă să transforme biserica într-un fel de Areopag. Și dacă nu e ceva nou, nu ne trebuie. Dacă nu e ceva ciudat, nu ne farmecă. Și cu privire la importanța unor lucruri, să nu uităm că lucrurile care sunt importante în ochii lumii nu sunt deloc de valoare în ochii lui Dumnezeu și, din nefericire, lucrurile care sunt esențiale și importante în împărăția lui Dumnezeu, lumea le numește nebunie, spune apostolul Pavel în 1 Corinteni. Și totuși, în acest Areopag al filozofiei și religiei vremii respective, apostolul Pavel merge și spune Biblia că a stat în picioare în mijlocul Areopagului. Pavel a ajuns la mijloc. Vreau să vă spun că locul adevăraților creștini în lumea aceasta este undeva la mijloc. Lumea încearcă să ne marginalizeze. Ne numesc scursurile societății, oamenii înșelați și rătăciți ai societății, oamenii care își ratează viața, care își închid viața, care nu își trăiesc viața. Și cu toate astea, cu cât încearcă mai mult să ne marginalizeze, cu atât mai mult ne aduc la mijloc. Și cu atât Evanghelia e la mijloc împreună cu noi. Pentru că vă rog să observați că apostolul Pavel, când ajunge la mijloc, în mijlocul Areopagului, nu este fascinat de locul acela grandios, nu este fascinat de mulțimea oamenilor care îl ascultă, nu este interesat să rămână sub reflector,
Și odată ajuns în mijlocul Areopagului, apostolul Pavel îl aduce pe Hristos în mijlocul Areopagului, îl aduce pe Dumnezeu în mijlocul Areopagului. Nu este locul nostru să stăm la mijloc decât cu scopul de a-l aduce pe Hristos în mijlocul oamenilor, în mijlocul societății, în mijlocul clasei unde învățăm, în mijlocul locului de muncă unde muncim. Și asta face apostolul Pavel. Și odată ajuns la mijloc și ajuns Pavel la mijloc, aducându-l pe Hristos și Evanghelia în mijlocul Areopagului, centrul de greutate, esența acestui pasaj este versetul 30, de care se leagă și se ancorează toate celelalte versete. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Este porunca pocăinței. Asta este esența acestui pasaj. Însă, atunci când cineva ne poruncește ceva, noi oamenii îl întrebăm în virtutea cărei autorități, cine ești tu să-mi dai mie porunci sau să-mi comanzi ceva? Și veți observa că toată predica lui Pavel justifică dreptul lui Dumnezeu de a porunci pocăință. De la primul cuvânt până la ultimul cuvânt al predicii lui Pavel, Pavel îl îndreptățește pe Dumnezeu în ochii atenienilor să le dea porunci și să le dea porunca pocăinței. Pentru că dacă Pavel spunea, eu vă poruncesc, ar fi întrebat, cine ești tu să ne poruncești? Iată de ce vă aduc aminte de apostolul Pavel, care spunea corintenilor, noi suntem trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu și ca și când Dumnezeu. Deci, noi venim în numele lui Dumnezeu, noi nu vă poruncim nimic care nu vă poruncește Dumnezeu. Poruncile noastre sunt poruncile Domnului. Și noi nu avem voie să transmitem alte porunci decât poruncile Domnului. Apostolul Pavel a transmis în Areopag porunca pocăinței, porunca lui Dumnezeu. Și a justificat de ce Dumnezeu are dreptul să le poruncească să se pocăiască. Dumnezeu are acest drept în primul rând în virtutea creației. Este dreptul lui de creator. Și le spune, vedeți, voi vă închinați la mulți dumnezei pe care îi faceți cu mâinile voastre. Îi confecționați din piatră, din argint, din aur, îi așezați pe pedestale, le faceți temple și le aduceți jertfe și vă închinați înaintea lor. Și asta se numește păgânism. Pentru că acești zei nu au drept la închinarea voastră. N-au drept. Nu v-au creat, nu v-au dat nimic. Scumpii mei, aduceți-vă aminte de ceea ce Pavel le spunea corintenilor vorbind despre cina Domnului și despre lucrurile jertfite idolilor. Apostolul Pavel spunea, ori de câte ori vă duceți să vă închinați la un stâlp, la o statuie, la un zeu, la un idol. Ce este un idol? Nimic. Dar când faceți lucrul ăsta, intrați în părtășie cu dracii. Pentru că idolul, statuia, zeitatea, este o formă de amăgire prin care diavolul și împărăția Întunericului culege închinarea oamenilor. Marea bătălie între Dumnezeu și diavolul este bătălia pentru închinare. Diavolul este expert în închinare, de aceea în bisericile noastre trebuie să avem o atenție mărită asupra închinării. Este portalul favorit al diavolului prin care își introduce stricăciunea și ereziile. Vă aduc aminte că în împărăția lui Dumnezeu au existat 3 arhangeli care au condus oștirea îngerilor.
Arhanghelul închinării Lucifer, arhanghelul oștirii lui Dumnezeu Mihail și arhanghelul mesagerilor lui Dumnezeu Gavril. Când diavolul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, el cel mai strălucitor dintre toți, arhanghelul închinării, pentru că închinarea era oficiul esențial în împărăția lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu, balaurul acesta a tras după el a treia parte din stelele cerului, asta însemnând că diavolul, că Lucifer devenit diavol, a corupt acest departament al închinării. Și până în ziua de astăzi, supraviețuirea lui depinde de închinarea pe care o scoate de la oameni. Acum, închinarea adevărată care poate fi preluată și de Dumnezeu și de diavolul trebuie să fie voluntară. Pentru că dacă Dumnezeu voia închinare cu orice preț, nu crea ființe cu voință. Până și Lucifer și îngerii au avut voința de a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Li s-a dat acest liber arbitru. Putea Dumnezeu să-și creeze miliarde de roboți care toți să spună, să clămpănească zi și noapte, aleluia, osana și amin. Dumnezeu a vrut închinare voluntară de la ființe cu voință. Atunci este valabilă închinarea. Însă, nimeni nu se închină la ăla cu coarne, coadă, copită și ghiare și colți. Și vreau să vă spun că cine îl desenează pe Satana așa, greșește nu pentru că îl desenează atât de urât, ci pentru că nu poate să-l deseneze atât de urât pe cât este diavolul în realitate. Dacă s-ar deschide ochii spirituali, să-l vedem cum arată, e mai monstru și mai urât decât îl pot oamenii desena pe hârtie. Ei, el trebuie să se prefacă în înger de lumină pentru ca să înșele. El prin înșelăciune culege închinarea. Dumnezeu o culege prin convertire. Îl lămurește pe om că are nevoie de Dumnezeu și că golul din sufletul omului nu poate fi înlocuit decât de această închinare dată lui Dumnezeu. Diavolul îl păcălește, îl înșală pe om să creadă că își poate umple golul acela cu închinare. Și vă aduc aminte că după ce a eșuat în pustiu, atunci când i-a spus Domnului, poruncește pietrelor să facă pâine, apelând la o nevoie vitală a organismului, apoi când l-a dus pe streașina templului și a spus aruncă-te pentru ca să scurcircuiteze drumul crucii către închinarea și către convertirea maselor, în al treilea rând l-a dus pe un munte foarte înalt și i-a arătat toată lumea cu toate strălucirile ei, dar când vorbește acolo de strălucirile lumii, ceea ce i-a arătat diavolul, i-a arătat plăcerile, i-a arătat satisfacțiile, i-a arătat popularitatea, i-a arătat prosperitatea, i-a arătat tot ce ține de lumea asta. Și a spus, ți le dau pe toate în schimbul închinării tale. Aici a fost un punct pivotal în istoria omenirii. De fapt, eu cred că atunci Domnul Iisus Hristos a câștigat bătălia pentru ca să poată merge la cruce. Pentru că el trebuia să meargă la cruce ca jertfă, pentru ca să câștige omenirea pentru Dumnezeu. Știți ce însemna să-i dea închinare diavolului în schimbul lumii? Însemna să-l transforme pe diavolul în Dumnezeu. Prin această scurtătură, câștigând închinarea lui Dumnezeu, diavolul dorea să devină Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos i-a spus, nu se poate așa ceva, pentru că este scris, numai lui Dumnezeu să te închini și numai lui să-i slujești și tu, diavole, nu ești Dumnezeu. Ei, în spatele acestor idoli din Atena,
care erau nimic în fond, erau niște înfățișări din piatră, din argint, din aur, niște temple, cât de frumoase ori fi fost ele, în spatele lor stătea diavolul care în mod mușamalizat, subtil, culegea închinarea oamenilor. Vă aduc aminte că atunci când va veni Anticrist, care este o posedare demonică, știți că întotdeauna diavolul încearcă să imite pe Dumnezeu. Domnul Iisus a venit în lume prin întrupare. Singurul om întrupat este Domnul Iisus Hristos. Întruparea presupune preexistență. Noi când ne naștem, se petrece ce s-a întâmplat cu Adam. Intersecția dintre suflarea de viață de la Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, și țărână produce, naște un suflet viu. Astfel s-a făcut un suflet viu. Noi nu suntem preexistenți, noi nu suntem într-o cămară de suflete a lui Dumnezeu. Noi nu suntem preexistenți. Singurul preexistent a fost Domnul Iisus Hristos. Acum și diavolul este preexistent venirii lui în lume sub forma lui Anticrist. Dar el vine prin posedare, nu prin întrupare. Aici sunt multe lucruri de spus, mult prea pendelete ar trebui explicate, începând de la Nefilim și de la îngerii care și-au părăsit locuința și-au posedat trupuri de bărbați ca să aibă relații cu femei și să nască uriaș, scopul fiind să contamineze genetica umană pe întreg pământul, pentru ca să prevină în felul acesta intrarea lui Hristos în lume, genetica umană fiind coruptă prin aceste relații, sămânța femeii nu ar fi dat naștere Domnului Iisus Hristos. De asta când Domnul, și unde s-au așezat uriașii, inclusiv după potop s-a petrecut lucrul ăsta, pentru că găsim uriași în țara Canaanului. Știți unde s-au așezat? Exact acolo unde trebuia să ajungă Israelul, pentru ca să blocheze cucerirea țării Canaanului. Și o prioritate Dumnezeu a pus-o pe interceptarea și exterminarea copiilor lui Anac, uriașilor din țara Canaanului, pentru ca să creeze culoar liber, din punct de vedere genetic, intrării Domnului Iisus Hristos în lume, prin întrupare. Ei, diavolul este o posedare, sunt trei metode prin care diavolul lucrează în viața oamenilor, în primul rând prin influență demonică, David a făcut numărătoarea poporului fiind atâțat de Satana, prin o presiune demonică, Saul chinuit de un duh rău care pleca atunci când cânta David, și posesiune demonică, atunci când omului se răpește identitatea, nu mai are nicio personalitate ca îndrăcitul din Gadara și îi se infiltrează și domină, schimbă structura genetică. De asta căpătase puteri supranaturale, rupea lanțuri, nu-l puteau ține nicăieri. Puterea aceasta supranaturală, inclusiv statura de uriaș a nefilimilor, se datorează infiltrării genetice a organismului uman. Mă opresc la atât și merg mai departe, justificând aici că acești dumnezei idoli sunt nimic și că n-au drept să poruncească oamenilor nimic. Dar Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul și care ne-a făcut pe noi are dreptul să ne poruncească, pentru că are drept de proprietate, frați și surori. Noi, pocăiții, ar trebui să recunoaștem aceste adevăruri în primul rând. Respirăm aerul lui Dumnezeu, bem apa lui Dumnezeu, călcăm și ne mișcăm pe pământul lui Dumnezeu. Ființele noastre, din creștet până în tălpi, nu sunt venite din supa organică, nu sunt venite cu meteoriți din alte sisteme solare. Trupurile noastre au fost alcătuite într-un mod tainic. Ne-am născut pe pământul ăsta pentru că Dumnezeu ne-a dat viață și ființă și suntem susținuți și universul acesta este trainic cât mai este până nu-l va face Dumnezeu ghem în mâinile lui și ghemotoc, pentru că el îl ține și pentru asta el merită închinarea și lauda.
și are voie să ne poruncească ce vrea El. În viața noastră de toate zilele știm că dacă eu am făcut un lucru, am dreptul să fac ce vreau cu el. Am dreptul să-l pun unde vreau și am dreptul să-i dau ce întrebuințare vreau. Exact ca olarul care face un vas cum îi trebuie lui, cum îi place lui și dacă lutul acela nu este suficient de maleabil, dă cu el de pământ și ia altul și îl face așa cum îi place lui. Ăsta e dreptul de creator al lui Dumnezeu. Are dreptul la închinarea noastră, are dreptul la supunerea noastră, are drept asupra vieților noastre. În al doilea rând, justificarea poruncii lui Dumnezeu pentru toți oamenii, ca să se pocăiască, stă nu numai în creație, ci în grație. Grația este harul lui Dumnezeu nemeritat, pentru că noi am dat dreptul de proprietar diavolului prin neascultare de Dumnezeu și ascultare de diavolul. Și Biblia spune că toată lumea zace în cel rău. Și pentru că toată lumea zace în cel rău, jertfa, crucea, intrarea lui Hristos în lume, cu planul lui Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu, a fost un act de agresiune împotriva împărăției întunericului, deși a apărut un act de capitulare și de jertfă. Din împărăția Satanei nu se poate ieși doar pentru că cineva vrea, exact cum n-am putut pleca din România decât trecând granița fraudulos și cu mari riscuri. Comunismul nu ne-a dat voie să ieșim de acolo. Pentru că în mod lucid și cu capul clar, niciun om nu vrea să stea în comunism, în opresiune. De bună voie, oamenii nu vor stea acolo. Se descurcă dacă trebuie, se orientează, dar de bună voie nimeni nu stă sub opresiune. Și pentru că ar fi rămas cu țara goală, nu ne-au dat voie să ieșim. Când oamenii ar fi lucizi și și-ar da seama cine e diavolul și cât de rău e, știți cât de rău e diavolul și cât de bun e Domnul? Un om neprihănit avea pe pământ, pe Iov, și diavolul n-a avut liniște și pace până nu l-a făcut și pe ăsta praf. Și ar fi să-l facă și mai praf, numai nu i-a dat voie Dumnezeu. Și Iov a rămas credincios și statornic în neprihănire. Atât de rău e diavolul, nu se bucură de 8 miliarde, suntem peste 8 miliarde de oameni acum pe planetă. Dacă are 8 miliarde fără unul, toată împărăția întunericului se concentrează și îl atacă din toate părțile pe ăla unul să-l nenorocească și pe ăla. Și cât de bun e Hristos, lasă 99 în siguranță, nu-i abandonează, nu-i aruncă la gunoi, nu. Dar îi lasă și se duce după la unul pierdut, n-are liniște și pace până nu-l salvează și pe ultimul. Slăvit să fie Domnul, ăsta este Domnul și Mântuitorul nostru. Ei, Domnul a venit pentru ca nu numai să-i lămurească pe oameni de pericolul care îi așteaptă, că le stă înainte pierzarea veșnică și iadul și moartea, ci a venit să rupă lanțurile, să desfacă porțile închisorii păcatului. Dragii mei, știți care este diferența între oamenii închiși în păcat înainte de har și după har? Înainte erau închiși într-o închisoare cu lanțuri ferecate. Acum sunt închiși într-o închisoare cu porțile date la perete. Și fiecare om poate să iasă liber din închisoarea păcatului dacă vrea. Cuvântul Domnului, printre celelalte doctrine ale mântuirii, ne vorbește în Coloseni despre strămutarea din împărăția întunericului în împărăția luminii. Era imposibil această strămutare fără ca Hristos să vină cu grația sa, cu harul său. Acum, trebuie să fim atenți. Când vorbim oamenilor din lume, le spunem lucrurile astea. Dar noi vorbim acum cu pocăiți. Și avem o mare problemă a harului. Pentru că același har care îi scoate pe oameni din păcat,
care scoate pe oameni din stilul de viață păcătos și aduce în poporul lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu, dacă este interpretat greșit și dacă din el se face o haină a destrăbălării și a nelegiuirii prin clișeul libertății în Hristos, același har, greșit interpretat, poate deveni o cursă. Și aș vrea să vă spun că harul nu este doar un fum, un abur, un sentiment, ceva plăcut care ne face să fim amețiți. Harul este profesor, e un profesor. Tit spunea că harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem, e un act de agresiune împotriva păcatului, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie, să ne ajute Dumnezeu. Evlavia este actul exterior al harului lui Dumnezeu și al sfințeniei din interior, că ea trebuie văzută. De asta spunea Timotei că a fost dovedit, neprihănit în duh, arătat în trup. Cu alte cuvinte, eu pot să declar ce vreau despre interiorul meu. Eu îl iubesc pe Hristos, eu sunt credincios, dar declarația mea de interior trebuie să fie văzută cum a fost văzută declarația lui Hristos. A fost dovedit, neprihănit în interior când a fost văzut cum trăiește. Declarațiile noastre trebuie demonstrate și văzute. Asta înseamnă că trebuie să punem reflectorul pe oameni și să ne uităm din creștet până în tălp la ei, să-i evaluăm, să-i analizăm că pocăința din interior se vede în exterior. Cineva va spune, da, dacă e fățarnic. Bun. Ecuația e următoarea. Dacă arată bine la exterior, sunt șanse jumătate-jumătate. O fi, n-o fi. Dar dacă arată rău în exterior, precis e rău și în interior. Acolo nu mai încape îndoială. Acolo nu mai e dubiu. Că nimeni nu se poate preface păcătos ca să dovedească că nu e fariseu. Dă-mă o țigară să fumez și eu să nu cred ăștia că sunt fariseu. Îl beau un pahar de băutură, că nu credă frații că sunt fariseu. Nu este așa ceva. Conservatorismul nu se poate niciodată preface în liberalism. Liberalismul se poate preface în conservatorism. De asta punem, Hristos a pus lupa pe farisei și s-a dus la vameș, dar s-a dus la vameș la femeile păcătoase pentru o pocăință autentică, nu i-a lăsat nici vameș, nici femei păcătoase. Și când ne vorbește de neprihănire, atenție, nu spune neprihănirea fariseilor la gunoi cu ea, nu. Spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Ce vreau să spun despre grație? Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nu există har fără adevăr. Și în pasajul acesta, cuvântul lui Dumnezeu, vorbind despre grația lui Dumnezeu, ne spune că nu există religie fără relație și nici relație fără religie. El le-a vorbit despre religia dumnezeirii, că există un Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, care le-a creat și că El poruncește și noi luăm poziția de drepți. Dar introduce în religie relația și spune ca ei să caute pe Dumnezeu și să se zilească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dumnezeu dorește o relație care să pecetluiască religia. Am auzit multe clișee și să mă iertați, fugiți de lozincile americane. Am fugit o viață întreagă de lozincile comuniste și ateiste și acum ne necăm ca cu oase de pește, cu clișee și lozinci americane. Relație, nu religie. Dragii mei, Dumnezeu nu stabilește o relație care nu este cuprinsă într-un normativ, într-un set de porunci și de principii. Este ca și când mie mi s-ar face sete și aș spune cuiva, adu și mie apă. Și cineva ar veni cu pumnii plini de apă sau ar lua un buzunar și mi-ar aduce aici. Nu poate să mi-o aducă, trebuie să o pun într-un pahar sau într-o sticlă. Acum eu nu beau paharul și nu beau sticla, eu dau înapoi. Dar apa fără sticlă și apa fără pahar nu poate fi oferită și nu poate fi folosită. Trebuie să o pui în ceva. La fel, înțeleg fascinația cu relația, că vrem relație, că relație, dar relația vine într-un set bine conturat de principii care
scot în evidență atributele lui Dumnezeu. Nu există har fără adevăr, nici religie fără relație și nici relație fără religie. Religia însemnând suma atributelor lui Dumnezeu exprimate în poruncile sale și în principiile sale. Și în fine, în ultimul rând, apostolul Pavel justifică dreptul lui Dumnezeu de a ne cere pocăință, de a ne porunci pocăința prin justiția sa. Nu numai prin creație și grație, ci prin justiție. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit sau pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Și acum ascultați, când a vorbit despre învierea din morți, ăștia au nebunit și au pierdut mințile. Ce oameni nechipzuiți! Care este cea mai mare problemă a noastră pe pământul ăsta? Moartea. Moartea. Și când Pavel le vorbește despre o soluție pentru moarte, și anume învierea din morți, îl dau afară. L-au scos de la mijloc pe Pavel, l-au scos de la mijloc pe Hristos, că zice Biblia că Pavel a ieșit din mijlocul lor. Știți cine a rămas la mijloc? În Areopag? Atenienii. Și în dimineața asta aș vrea să vă spun că noi rămânem la mijloc în urma cuvântului lui Dumnezeu și ce facem cu El, aia va face și El cu noi. Cuvântul acesta ne va judeca într-o zi așa cum le-a spus Pavel atenienilor și ascultați. Dovada de netăgăduit că Hristos este judecătorul este faptul că a înviat din morți. De ce? În primul rând, prin învierea din morți a dovedit că și-a adus la îndeplinire planul. În al doilea rând, că jertfa grației a harului lui a fost acceptată de Dumnezeu și că oamenii nu se pot dezvinovăți. Să spun, eu n-am putut să mă las. N-ai vrut să te lași. Porțile închisorii în care zaci sunt date la perete. Au fost rupte lanțurile, legăturile și dărâmate întăriturile diavolului din viața ta. Tot ce trebuie să faci este să ieși la loc liber. Și dacă tot am vorbit de libertatea în Hristos, vreau să vă spun ce înseamnă libertatea în Hristos și pe urmă închei. Libertatea în Hristos înseamnă să poți să faci lucrurile pe care nu le puteai face când erai sub stăpânirea diavolului, nu să faci mai mult lucrurile pe care le făceai când erai în lume. De asta chestia cu dansul și cu jocurile și cu una și cu alta, căci că dansezi mai mult că sunt liber în Hristos. Întrebarea mea e, nu puteai să dansezi atunci când erai în lume? De-aia a venit Hristos să poți să dansezi? Nu. A venit să te poți sfinți, a venit să te poți curăți, a venit să-L iubești pe Dumnezeu, a venit să lupți pentru adevăr, a venit ca să faci ceea ce trebuie, nu ceea ce îți place și vrei. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin.